Terezia Pop, profesoară de educație fizică și sport, specializare atletism, e sceptică. Amânarea termenului de reluare a competițiilor sportive o determină să se gândească la o participare la nivel național abia la anul. Eu cred că au făcut foarte bine că au amânat, dar nu știu dacă va fi posibil să facem o competiție de un nivel de campionat național, pentru că acum cum stăm în casă și tot facem exerciții numai pentru dezvoltarea forței, nu știu dacă este chiar indicat să mai avem anul acesta vreo competiție, dar vom vedea în funcție de cum evoluează lucrurile cu această pandemie. Pregătirea fizică de acasă a sportivilor nu suplinește antrenamentul de pe terenul de atletism. Nu știu dacă ne ajută foarte mult, dar vorbesc în atletism, pregătirea, dacă nu mergi, nu alergi, nu treci garduri. Eu am alergător de garduri, ce fac ei, unde fac garduri? Sau săritor în înălțime, sau în lungime, sau aruncător. Deci foarte greu, că îți dezvolți forța generală, ok, o dezvolți. Dar ceea ce este specific pentru noi, pentru atletism, nu prea ne ajută și nu sunt mulți care se duc și aleargă în acea activitate fizică pe care o avem voie să o facem. Individual, nu știu dacă 60%, să zic, din cei mari poate că sunt conștienți, dar cei mici, nu. Deci este un an de sacrificiu, zic eu, și trebuie să ieșim sănătoși din această treabă. Dacă nu ai și pregătirea tehnică, participările de anul acesta de la naționale sunt bani aruncați pe geam, e de părere Terezia Pop. E nevoie de pregătire fizică generală susținută.